Se plimbă cu mașina căror preț de catalog este de aproape 28.000 de euro, prețul de pornire, dar poate sări lejer de 30.000. Locuiește într-o casă situată în buricul târgului pe una dintre cele mai liniștite artere, casă renovată din temelii în plină criză economică. Un imobil în care s-ar putea muta lejer teatrul bunului său prieten de pe la Deva sau filarmonica iubitei sale cumnate. Să le stăpânească, omul a muncit pentru ce are. Crede cineva că este chiar așa ușor să-i convingi prin diverse metode neortodoxe, necatolice și neislamice la un loc să verse bani în conturi? Nu-i deloc ușor, o spune chiar omul, că e criză și lumea nu mai are bani. Spuneam că nu-i nicio problemă cu omul are și nu duce lipsă de nimic. Poate o doză mai mare de bun simț nu i-ar strica, dar nu le poate avea și el pe toate. Dar ce te faci când omul are de toate cele și, în același timp, potrivit propriilor documente pe care și-a așternut autograful, reiese altceva. Din declarațiile pe care este nevoit să le completeze an de an, reiese că respectivul este sărac lipit. Noroc că s-a însurat cu o moștenitoare de pe urma căreia s-a ales cu o treime de casă prin alt oraș și o bucățică de teren, dar și cu ceva procente într-o firmă care, după spusele sale, merge din rău mai rău. Și atunci se pune întrebarea legitimă. De unde a avut bani de vilă și de mașină supra-înălțată? Din ce le întreține pe toate? Din leafa mică de la trustuleț și din indemnizația infimă de pe la Consiliul Municipal, parcă nu ne vine a crede, dar să-i acordăm prezumția de nevinovăție. Poate omul a scris declarația de avere, un document oficial, cu cernelă simpatică, invizibilă ochilor noștri. Poate nici mașina nu-i aparține, o fi împrumutată de pe la puținii amici pe care mai are. La fel și casa, o fie unui prieten mai milos din fire, care a zis că face un bine lăsându-l să aibă unde trage peste noapte. Cine știe ce se întâmplă, doar alții mai juriști să dezlege misterul. Apropo, totul a fost un pamflet, iar asemănările cu personaje reale jurăm că sunt pur întâmplătoare.